dragilor, sunt Mihnea și vă invit să facem o plimbare pe patru roți într-o lume colorată și plină de note muzicale. Odată un băiat, la fel de vesel și de pozitiv ca acum. Am terminat un liceu foarte bun, cel mai bun liceu din Târgu Jiu. Ulterior am ajuns aici, în Timișoara, orașul drag mie. Am absolvit de curând în Facultate de Matematică și Informatică, pe secția de informatică română, ca șef de promoție. Și acum, în prezent, studiez în cadrul aceleiași facultăți, dar la un program masteral, inginerie software. Anii de liceu, cred că, într-adevăr, au fost baza omului care eu sunt acum, pentru că exact în momentele acelea au apărut multe lucruri în viața mea și pot să spun că nu a fost ușor, de ce să mint, dar din prisma faptului că am avut oamenii lângă mine, și anume colegii mei și prietenii, am reușit să trec foarte ușor peste lucrul ăsta. Și cât vine vorba de școală, ca să ne întoarcem la subiectul școală, într-adevăr, da, eram pasionat de matematică foarte mult, aș putea spune, și în primii ani de liceu am cochetat așa cu olimpiade, diferite concursuri, ajungând pe la olimpiade la nivel județean și așa mai departe. Am avut parte și de un profesor extraordinar, căreia atinței îi mulțumesc pe calea asta. Datorită lui am reușit să iubesc matematica. E o arie care te ajută să te dezvolți pe mai multe planuri, adică în orice domeniu există matematică. Eu asta consider, că tot ne învârtim în jurul cifrelor și tot suntem ancorați în chestia asta. Și în aceeași măsură pot să spun că a fost legătura și cu informatica la fel. Am avut o profesoară destul de renumită la nivel județean și mă bucur că a reușit să-mi insufle în continuare pasiunea asta și să nu mă lase să o pierd, pentru că e foarte important pentru mine, a fost foarte important pentru mine, și din prisma asta uite că am ajuns și aici. Și consider că în anii ăștia de liceu am învățat foarte multe. Am reușit să-mi dau seama că nimic nu e imposibil. În sensul că, ca să leg un pic și de povestea asta cu scaunul rulant, în clasa 11-a s-a întâmplat un accident la schi, neașteptat, surprinzător, a venit ca de nicăieri, și pot să spun că viața a reușit așa să-mi dea o palmă după ceafă, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu mă așteptam, adică consideram că la momentul ăla trebuie să fiu eu, să fiu fericit, eram în cruditatea tinereții, nu puteam să mă gândesc la altceva, și a venit.
Și odată cu accidentul ăsta am reușit cumva să-mi capăt o a doua familie. În sensul că toți colegii mei de clasă au fost lângă mine în momentul în care eu simțeam că îmi fuge pământul de sub picioare. Și ei au reprezentat pentru mine, cum să spun, temelia aia de casă pe care trebuie să o pui atunci când știi că trebuie să te apuci de ceva anume. M-au ridicat foarte mult pe plan spiritual. Eu am reușit să rămân în continuare pozitiv prin prisma lor, pentru că nu mă așteptam să existe o așa solidaritate din partea lor față de mine. Și ulterior am văzut lucrul ăsta prin numeroase evenimente care s-au desfășurat ulterior în Târgu Jiu, balori de caritate, evenimente sportive cu tematică tot așa de caritate. Și ei, cum să spun, îi simt sânge din sângele meu, cum s-ar spune. Sunt ca frații și surorile mele, sunt cei mai apropiați oameni pe care eu îi cunosc. Și de fiecare dată când mă întorc în Târgu Jiu, facem câte o reuniune din asta. Ne sunăm, zicem, băi, am venit toți în Târgu Jiu, bun, hai să organizăm ceva, o masă, o ieșire, vedem noi ce facem. Și a fost foarte drăguț pentru că, să zic așa, cam în niciun an n-am lipsit. Am fost acolo, chit că au trecut, vorba aia, 5 ani de când am absolvit liceul, deja vorbim de niște cifre, îmbătrânim așa ușor, ușor. Dar ei au fost acolo de fiecare dată. Și consider că ăsta e cel mai important lucru, pentru că până la urma urmei trăim printre oameni. Cu accidentul pot să spun că s-a trezit în mine spiritul ăsta competitiv, așa voluntar. Am început prin a mă motiva pe mine, în primul rând, pentru că era un moment dificil. Era clasa 11-a, știam că mai există un an și trebuie să dau bacul și toată lumea îmi zicea, nu, du-te la recuperare, oprește școala, îngheață anul la liceu, că se poate. Și am zis, băi, nu, pentru că eu vreau să termin o dată cu colegii mei, că de asta am fost de la început în chestia asta, terminăm împreună. Nu pot să privesc altfel situația. Și într-adevăr am tras de mine foarte tare, pentru că în semestrul respectiv am pierdut un semestru întreg și a trebuit să recuperez și semestrul 1 și semestrul 2 în același timp. Complicat, dar n-a fost imposibil. Am terminat, într-adevăr, am terminat bacalaureatul, am luat o notă, pot să zic eu, foarte bună. Am tras de mine, asta pot să spun, că am muncit foarte mult. Și ulterior am ajuns aici, la facultate. Și la facultate a fost un alt mediu, mult mai agitat, aș putea spune. În sensul că erau diverse proiecte, erau diverse conferințe, diverse evenimente la care trebuia să participăm. Și am zis, băi, de ce nu? Hai să încerc. Că până la urma urmei îmi umplu timpul meu și uit și de problemă în același timp, ținându-mă ocupat cu alte activități care poate o să-mi aducă ceva beneficii. Și într-adevăr așa a fost, pentru că exact cum am ajuns la facultate, la Universitatea de Vest, am început să mă agăț aici colo de câte ceva. Și ulterior a venit și partea asta de voluntariat, eu fiind acum membru al organizației studenților din Universitatea de Vest din Timișoara. Și pot să zic că sunt un membru destul de bătrân, pentru că am deja aproximativ 3 ani și ceva de zile. Și în cadrul OSUT se derulează foarte multe proiecte, foarte multe proiecte pe diverse planuri. Sunt tot așa proiecte caritabile, proiecte educaționale, workshop-uri, diverse evenimente. Și am zis, în momentul ăsta, dacă eu am timpul ăsta pe care pot să-l fructific, de ce să nu fac? În 2018, adică anul trecut, la gala premiilor de la OVT, am fost declarat studentul anului de către universitate. Pentru mine a fost foarte emoționant, pentru că nu mă așteptam. A fost ceva copleșitor, răvășitor din punct de vedere emoțional. Și a fost totodată o presiune foarte mare pe umerii mei,
Pentru că, știți cum se spune, trebuie să ții și tacheta sus, adică nu poți să cobori de la nivelul ăla. Odată ce ai ajuns acolo, trebuie să te menții pe linie de plutire. Și pe cât posibil asta am încercat să fac și acum la master. În decursul tot așa anilor de licență am mai fost premiat de câteva ori. Am fost numit student de excelență în cadrul câtorva gale de premiere pentru tinerii din excelență din Timișoara, organizat, cred că dacă nu mă înșel, de Universitatea Politehnică din Timișoara. Și au fost, tot așa, am fost nominalizat de către universitate. Fapt care pe mine mă flatează, pentru că, cum să spun, nu suntem foarte mulți în zona asta de excelență. Și mă bucur că am reușit să fiu unul dintre acei puțini care au reușit să ajungă acolo datorită muncilor. Și consider că am fost răsplătit arhisuficient pentru cât am muncit și nu regret faptul că am făcut sacrificiile respective la momentele respective ca să ajung acolo. Subiectul ăsta cu muzica e ceva foarte delicat la fel pentru mine, pentru că în momentul în care eu am început să cochetez cu muzica a fost exact după ce s-a întâmplat accidentul. Până atunci, eu, cum să spun, eram acel copil mic care era văzut pe la serbări, care mai cânta câteva colinde sau cine știe ce, nu ieșeam din raza vizuală obișnuită. Și am zis, băi, nu cred că muzica este ceva prioritar în viața mea acum, la momentul de față, și nu cred că ar trebui să-i dau atât de mare interes încât să o pun pe primul plan. Dar ulterior mi-am găsit cumva alinarea, mi-am găsit cumva ancora în toată povestea asta prin muzică, pentru că am simțit că e momentul în care eu trebuie să mă deschid sufletește față de zona asta. Și muzica, pot să spun că m-a ajutat cam în egală măsură cu oamenii de lângă mine. Știți cum se spune, sunt uneori momente grele pe care nu le poți explica nici cui decât ție. Și momentele alea simți nevoia să fii singur, dar eu nu eram neapărat singur. Pot să spun că eram înconjurat de muzică, pentru că începeam să cânt de dimineața și terminam probabil pe undeva seara. Și mi ziceam, trebuie să mă mențin în mood-ul ăsta, în starea asta, pentru că așa mi-e bine. Și așa nu mă gândesc la problema respectivă și pot să trec ușor peste. Am reușit cumva să-mi construiesc o bază în mine legat de vocea mea. Și am zis, da, ok, haide să vedem dacă acum e momentul să mă afirm în muzică. Și pot să spun că într-adevăr așa a fost, pentru că mergând la diverse evenimente sau mergând la întâlnind diversi oameni, făcând diverse proiecte, nu poți să stai cumva să te plictisești, mai arunci o glumă, mai arunci o melodie, mai arunci un ceva acolo și lumea fiind prezentă și ascultându-mă zicea, băi băiatule, dar tu chiar ai voce. Trecând anii, lumea a zis, băi, tu trebuie să încerci ceva mai măreț, hai să nu o lăsăm doar așa la stadiu de prieteni, cântăm în grupulețe și așa, nu vrei să încerci un concurs de talente? Și am zis, băi, nu sunt capabil de așa ceva, adică n-am nicio oră de canto, n-am fost pregătit în viața mea pentru așa ceva, de ce aș vrea să încerc dacă o să fiu dezamăgit? Și tot asta mi-am spus în cap vreo câțiva ani de zile, până când cineva a venit și a zis, uite, am o propunere pentru tine. Și am zis, ok, hai să o auzim, nu vrei să vii la Vocea României?
mă bucur că lumea poate să asculte, nu neapărat cu urechea, dar cu inima, ceea ce transmit eu când sunt pe o scenă sau nu neapărat pe o scenă, dar când pot să le cânt. Odată cu Vocea României, într-adevăr, am cunoscut o persoană extraordinară. Numele este Ana Cui, o prietenă foarte bună și dragă mie. Ea este persoana care m-a scuturat un pic așa și a zis: poete, trebuie să încerci, este șansa vieții tale, e o dată în viață, du-te și dă-i tot ce ai mai bun din tine. Și într-adevăr, ascultându-i vorbele, așa am făcut. Ea a venit la mine, mi-a dat câteva sfaturi tehnice, pot să spun, ea fiind profesoară de canto, și m-a ajutat foarte mult. Important e că a fost acolo lângă mine spiritual vorbind și a reușit să-mi însufle încrederea aia în mine suficientă cât să mă duc să fac pasul ăsta mare. Și ulterior, eu cu Ana am rămas în foarte bune relații și de fiecare dată când există proiecte, ei mă tot invită, Ana și Johnny, pentru că ei sunt împreună, ei mă tot invită, zice: uite, avem proiectul ăsta, n-ar fi drăguț să te bagi, să vedem, să facem o melodie, să facem o piesă, să facem un cover? Și zic, cum să nu? Zic, cu tot dragul, dragă inimă. Un proiect foarte drag mie și foarte drag sufletului meu este Atypic Beauty. Ideea proiectului în sine este de a milita pentru drepturile persoanelor cu dizabilități în România. În sensul că nu sunt adaptate, să zic, toate mijloacele de transport corespunzător. Străzile nu prezintă tot la fel o adaptare conformă cu normele europene pentru o deplasare cât de cât decentă a persoanelor în scaun rulant. Dotarea instituțiilor publice. Nu există peste tot locuri de acces viabile pentru noi. Și noi cumva încercăm să tragem un semnal de alarmă în privința asta, pentru că, deși suntem puțini, eu consider că avem o voce. Nu putem să spunem că statul ne ajută foarte mult. Sunt niște sume modice pe care ei ni le acordă ca să ne descurcăm ca și persoane cu dizabilitate la noi în țară. Consider că vorbesc pentru toate persoanele cu dizabilități din România. Un exemplu foarte bun în cazul ăsta îl reprezintă acum aducerea a 4 mașini speciale în Timișoara, adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Trebuie să facem ceva în privința asta, pentru că nu sunt singurul care sunt în scaun rulant în Timișoara. De bine de rău, eu mă mai descurc, am permis de conducere, mi-au mașina, mă duc unde îmi trebuie, dar să ne gândim că nu toată lumea are o mașină la dispoziție, nu toată lumea are posibilitatea de a urca mașină personală și a merge. Și pe partea asta mai avem lucruri de îmbunătățit, pentru că la fel de bine o să vreau să mă ocup și de autobuze, să aducem 2 autobuze speciale în Timișoara pentru persoanele cu dizabilități, dacă nu se vor putea 2, măcar 1, și ulterior, nu știu, alte proiecte de adaptare pe viitor. Habar n-am, dar mă gândesc. Drumul meu pe mai departe, mă văd tot aici în Timișoara, mă văd angajat ca orice ITist. Vorba vine într-o multinațională, vedem, nu contează, nu dăm nume. Mă văd construind într-adevăr un trai aici. Pentru că, exact cum am zis, m-am atașat foarte mult de oraș.
Oamenii mi inspiră încredere, mi inspiră bunătate, mi inspiră căldură și vreau să rămân aici pentru că mă simt ca acasă. Nu numesc de foarte multe ori un loc casă, decât atunci când mă simt bine, când simt că inima mea e acolo și simt că inima mea e în Timișoara. Vreau în continuare să deschid cât mai multe uși la cât mai mulți oameni și să le povestesc câte ceva dintr-o viață care nu e tocmai normală, să vadă că există fericire și pe patru roți. Chestia asta nu e ca un impas, nu e o linie de finish pentru noi și că putem să mergem mai departe cu capul sus, fără să ne fie rușine și fără să căutăm mila și empatia în ochii celorlalți. Consider că suntem niște persoane perfect normale, doar cu anumite nevoi la care trebuie să ne adaptăm așa ușor-ușor. N-aș schimba nimic și n-aș da timpul înapoi și n-aș vrea să se întâmple altfel, sub nicio formă. Pentru că eu consider că tot ce s-a întâmplat până acum s-a întâmplat cu un scop. Pentru că am reușit să fac față unor greutăți pe care probabil alții nu le vor întâlni în viața asta. Sunt fericit cu ceea ce am. N-am mult, dar am ceea ce-mi trebuie. Pot să fac ceea ce-mi place, în sensul de informatică, muzică, nu mă oprește nimeni în drumul ăsta. Și eu consider că dacă în viață reușești să faci ce-ți place, ești un om fericit, ești un om împlinit.